Consiliul Județean Călăraș, întrunit în ședință extraordinară în 15 mai, a aprobat acordarea unor ajutoare pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Dragalina în valoare de 200.000 de lei și pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Perișoru în valoare de 150.000 de lei. Acestea sunt aflate în situație de extremă dificultate pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale din ultimile săptămâni, având nevoie de sume substanțiale de bani. Aceștia sunt alocați din fondul de rezervă bugetară, cuprins în bugetul propriu al județului Călăraș pentru anul în curs. În expunerea de motive anexată proiectului de hotărâre votat ieri, se precizează că decizia de acordare a ajutoarelor a ținut cont de procesul verbal privind evaluarea pagubelor produse în localitățile Dragalina și Perișoru din județul Călăraș, întocmit de comisia constituită în baza ordinului prefectului. Potrivit acestuia, la nivelul acestor două localități s-au produs pagube serioase în numeroase gospodării din aceste unități administrativ-teritoriale ca urmare a fenomenelor meteo periculoase de la sfârșitul lunii aprilie. Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară data de astăzi. Motivul întâlnirii noastre de astăzi, cred că știți, și evenimentele care au lovit Călărașul, zona Dragalina, Perișorul, acea tornadă, de aceea am și ținut ședința. În urmarea ședinței Comitetului de Situații de Urgență al județului Călăraș, ne-a fost înaintat un raport cu estimarea pagubilor în cele două localități. Acum avem aici și primarul și viceprimarul Comunei Perișorul, sunt invitați la această ședință. Ei au venit și vor, până intrăm în ședință, să propună mai mult decât noi am estimat. Am estimat 2 miliarde pentru comuna Dragalina și 1 miliard pentru comuna Perișor. Și urmarea discuțiilor... Zis 2 miliarde. 200.000 de ron pentru comuna Dragalina, un număr de 18 locuințe la Dragalina și 7 locuințe, 5. Fără să fie... 5 locuințe la comuna Perișorul, fără să țină cont de anexele gospodărești și de solarii și stânele. Am văzut că aveți și două stâne acolo, evaluate de Comisia Locală de Situații. Domnule primar, aveți cuvântul. În cabinet la mine ați susținut că 1 miliard nu va fi suficient. Nu. În constatarea pe care o avem de la prefect, spune că aveți decât 4 case. 5 case. Apoi a mai venit cineva și a anunțat, care nu a zis nimeni de el, am cerut un expert autorizat care ne-a făcut o calculație la fiecare parte, fără montaj. Numai material. Costul materialelor pentru fiecare casă afectată. Care avem și celelalte două, cei cu solariile, care unul are 6600 de metri. Am fost acolo zonă și alea. Și a distrus vreo 70%, cred că are omul ăla distrus, celălalt cu cele metalice la fel, plus că au venit cei care au saivanele pe locul nostru acolo în izlat. Și le-a format și lor? Da. Deci cu, doriți completarea? Da, dacă noi am mai ajutat cu 23.000 atunci, a doua zi, pe situații de urgență, dar dacă ar mai veni cu 50.000, cred că vă mai dăm și înapoi ceva, după ce terminăm. Nu, aici depinde de grupul PSD. Da. Deci grupul PSD, dacă cineva introduce un amendament, da? Atunci, domnul Samuilă, vă rog frumos. Domnul președinte, pe scurse, înțelesesem că se dă 1,5 miliarde cu 1,5 miliarde, probabil că în funcție de asta s-au făcut socotelele, dar noi avem o documentație făcută de un expert și se ridică la valoarea de 193.000. Am vorbit și cu domnul primar și zice că cu 150.000 s-ar încadra. Nu cred că e pusă în vreo cheie politică aici. Nu trebuie să vorbim politică. Eu cred că... Nu, dar trebuie să faceți propunere de amendament. Dumneavoastră, acum... Solicit suplimentarea sumei cu 50.000 pentru... Propunere de amendament. Doamna director Mureșan, luați la cunoștință. Cine este pentru propunerea acestui amendament? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Cu amendamentul depus de consilier
Samuele referitor la suplimentarea sumei pentru căriciorul cu 50.000 de lei a fost aprobat. Propun, da, domnul Magiaru, dacă aveți. Domnule președinte, stimați colegi, într-o discuție oficială cu un membru al comisiei care s-a deplasat la fața locului, în persoana lui domnul Obadă Daniel, mi-a spus că, măi, am avut atâta durere de inimă, un tânăr a lucrat în afară, a venit la Perișor, nu știu numele, și întreaga investiție a fost făcută praf. Mă refer la un solar. Adică, da, dacă propuneți solar, domnul Magiaru, vă faceți un amendament și dumneavoastră că banii pe care noi îi alocăm de aici să poată să despăgubească și solarele și stânele. Da. Faceți dumneavoastră amendamentul să dăm hotărârea. Domnule secretar, vă rog frumos. Da. Domnul Magiaru susține că banii pe care noi îi alocăm, primăria să poată să ia în calcul și solarele și stânele. Nu știu, la stâne, înseamnă că la stâne e mai dubioasă treaba. Dacă îmi permiteți, potrivit articolul 36 din legea 273, primăria face solicitarea. Acum, dumnealor, noi le dăm pentru, cu destinația aceasta expresă pentru a acoperi prejudiciile cauzate de, daunele produse de evenimentul acesta de tornadă, de calamitatea naturală, urmând ca dumnealor să facă cu sumele de bani ceea ce trebuie să facă pentru acoperirea calamității. Nu spunem noi să ducă pe grajduri, pe solarii, pe case, pe... Foarte bine. Deci noi o dăm ca să acopere prejudiciul. Deci acoperă. Dar avem prinse în... Sunt prinse în lucrurile și se rezolvă asta. Nu, trebuie să le identificați la Comitetul pe situație de urgență local. Ca voi să le puteți considera, le aprobați voi la nivelul Comitetului Local și Comitetul Local. Vă spun un singur lucru. Știți cum e aici? Din sursele dumneavoastră de bani, puteți să acoperiți pe Comitetul Situației de Urgență Local orice calamitate, lua o casă foc, voi puteți să dați ajutor de la primărie fără să țineți cont de Comisia Județeană de Situații de Urgență. Comisia de Situații de Urgență ne-a puternicit pe noi să vă putem să vă alocăm acești bani, să puteți să rezolvați problemele evenimentului care a avut loc cu tornarea, da?